Episodul de azi este a patra parte din viața unui milionar, în care multe chestii vă vor fi explicate și credeți-mă, vreți să vedeți episodul ăsta. Nu vreau să vă țin mult, nu uitați să mă susțineți pe mine și pe Ken să vă abonați la amândoi. Și dacă vreți să puneți un cod pe shop al meu sau al lui Ken, al meu este Sai, unul cui am apreciat foarte mult amândoi băieți. Și eu nu o să mai țin mult, vă las direct cu videoclipul. Pe bune, credeți-mă, e prea intens. Vizionare plăcută, băieți. Tot gândeam cum pot să-l distrug pe Ken. Totuși, fiind în situația în care încă e destul de puternic, nu putem să ne grăbim și să facem ceva pe nepregătite și el destul de puternic. Eu zic să acționăm direct și să-l distrugem. Ce? Nu, nu se poate. Imposibil. Să lasă tot să ne aștepte cu ceva sau ceva oameni acolo. Crim, nu ne permitem să pierdem. Imposibil, o să pierdem tot, toate casele, tot ce vezi aici, Scrim. Toate macaralele astea, tot! Imposibil să pierdem, Scrim. Ai și tu dreptate, dar cel mai bine ar fi să facem. Nu putem, nu putem, trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim la ceva. Gândește cât am muncit pentru toată casa asta, Scrim. Vino cu a, vino după mine. Toate casele astea, gândește că e una din cele 15 pe care le am. Nu pot să-mi permit ce s-a întâmplat înainte. Și știi ce s-a întâmplat înainte, cât de puternic era. Nu, să-i zic domnul Kens, pentru că fața mea nu este un domn. Dar nu ne putem permite. Dar stăteam, mă gândeam, Scrim, îl avem la mână cu ceva foarte, foarte important. Ar trebui să acționăm pe baza acelui lucru. Cu ce? Adică, Kenz are un frate. Da, ăla urât. Da, e destul de urât. Acum ceva timp l-am prins și se află în celulele noastre, deci sincer, cred că ar face ceva pentru el. Nu cred că l-ar lăsa și am putea să ne folosim de el. Băi, e perfect, îi dăm direct în cap. Cap! Da, let's go, Scrim, așa o să facem. Da, până la urmă, dar la ce a pornit toată chestia asta? Că n-am înțeles prea bine, că am venit mai târziu. Scrim, știi că ești mâna mea dreaptă, dar că nu ți-am povestit tot, încă nu poți să știi tot despre mine. Păi, ce s-a întâmplat exact? Adică nu puteai să înceapă așa de la nimic toată chestia asta. E bine, eu cu Ken eram în același cartier, eram cel mai bun prieten cu Ken. De când eram mic, n-am putut să stau fără Ken. De la 5 ani mă cunosc cu el. De când eram mic, rău de tot, nu ne cunoștea nimeni în orașul ăsta. Tot orașul ăsta era condus de alte persoane. Ideea e că poate insula asta privată pe care o vezi, Scrim, în momentul ăsta e condusă de mine. Porni de la zero, era prietenul meu cel mai bun. Am cucerit împreună, am făcut tot împreună, Scrim, tot. Dar Ken s-a schimbat de la un moment dat. A vrut tot pentru el, eu voiam să facem tot împreună, să cucerim toată insula asta împreună, să facem tot împreună. Dar într-o zi nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și într-o zi, era o zi normală, Scrim. N-aveam nicio idee ce se va întâmpla. M-a trădat și a vrut să-mi fure tot ce aveam, Scrim. Păi și ce-i de gând să faci în continuare? Păi nu am de ales, sincer, Scrim. Cred că trebuie să-l distrugem. Ok, domnule, cuvântul tău e lege pentru noi. Păi și dacă tot îl avem pe fratele lui capturat, nu crezi că are un plan ca să-l ba da, dacă... ba da, de-aia zic că nu putem. Putem să rămânem așa, trebuie să facem, să acționăm repede și să venim cu un plan bun. Pentru că el 100% se așteaptă deja să venim peste el, Scrim. Imposibil, el vrea să-l salveze pe fratisu. Domnule. Nu acum, stai că vorbim ceva important. Dar cineva a intrat să-l salveze fratele lui Kiz din celule. Ce ai zis? Deja? Hai, direct la mașină, vino repede. Scrim, se mișcă mai repede decât credeam. Scrim, sună toți bodyguardii, toată lumea în mașină. Gata și fac. Trebuie să mergem la celule secrete. Am ajuns aici, dar nu mi se pare nimic suspect. Ba, e Scrim, e ceva suspect. Niciodată n-a fost așa liniște pe aici. Salut, băieți. Salut, domnule. Băi, ia fiți atenți, mă, toți bodyguards, ia căutați toată zona, vedeți dacă sunt inamici pe aici prin apropiere. Așa, tu rămâi la el. Scrim, nu miroase bine aici, sincer să fiu. Da, nici mie, mi se pare ceva suspect. Rămân la fratele lui Kenz. Așa. Unul să se ducă până sus în tur, vă rog eu frumos. Sunt arme lăsate pe jos, nu e ok, Scrim, nu e ok ce e pe aici. Băi, veniți după mine. E ceva suspect, veniți repede aici unde e o armă. Mai căutați prin toate. Hai, împrăștiați-vă, nu mai stați. Mai căutați prin toate celulele. Luați pe de arma asta, căutați-o de amprente și vedeți dacă e unul bodyguardul lui Kenz. Cu armă, repede luați și pasta, căutați-o de amprente. Repede rău de tot. Scrim, Scrim, unde ești? Da. Sunt la ăsta în celulă. Hai, ai armele sus, băieți. Ieșiți toți de acolo. Ia ridică-te, mă. Alo, Sai. Ce faci, Sai? Lăsați toți armele jos. Hai, dacă nu armele jos. Da? Ia te că trag în el. Ia te că trag și eu. Tragem toți. Ia stai mă în genunchi. Sai. Unde înții tu, fratele? Zi repede. Kenz. Altfel trag. Kenz, dacă Kenz. Te uiți în spate, nu vine să cred că faci așa ceva. Kenz, de când ești aici? Sai, nu vreau să discut cu tine. Doar dă-mi-l pe fratele meu înapoi. N-are nicio legătură. Cum n-are nicio legătură? Tu ai făcut tot să se întâmple chestia asta. Tu ne-ai adus în situația asta. Eu? Tu. Acu trag. Lăsați armele jos. Am mai mult bodyguard decât tine, nu-mi pasă. Lăsați armele jos că trag. Am arma la capul tău, lasă arma jos. Nici măcar nu știu unde e fratele tău. Al cui fratele tău, frate? Frate, depărtează-te, dacă mai faci un pas, ești mort. Și tu și fractul. Îl vezi? Îl vezi, Kenz? Frate, cine? Cine? Stai, lasă arma că trag, lasă-mi fratele în pace, frate, stai acolo. Stați cu armele pe capul lui. Pe capul lui. Ok, bodyguards, Sai, te rog frumos. Dacă ai pic de onoare, lasă-mi fratele în pace. Nu știu ce ai făcut cu 12 ani, cu 12 ani, Kenz. Adu-ți aminte. Sai, lasă-mi fratele în pace. Adu-ți aminte cu 12 ani, Kenz. Sai, lasă-mi fratele în pace. Nu pot să am încredere în tine. Ce ai făcut cu 12 ani? Îmi pare rău. Sai, te rog, nu. Kenz. Chiar îmi pare rău.
el, băi, trage! Trageți, nu! Fratele meu! Trageți, băieți! Trageți, luați mașinile, fugiți, fugiți, fugiți! Retragerea, retragerea! Bodyguards-mi, retragerea! Retragerea! Scrim, scrim, unde-ți restul, unde-ți restul? Habar n-am. L-ați prins sau? Nu, șeful, nu, nu. Ceva victime de la noi? Suntem toți în regulă sau? Am cam pierdut destui de mulți oameni. Kenz, ce-a făcut? Unde e? Din păcate, a scăpat. Am mâinile pline de sânge. Nu sunt mândru de ce am făcut. Am urât fratele lui Kenz, dar Scrim, tu încă nu știi și voi, băieți, voi nu știți ce s-a întâmplat acum 12 ani. Nu pot să vă zic, a fost ceva prea... Știu că n-a fost bine ce am făcut, dar a fost ceva necesar. Domnule, cred că astăzi e cel mai mare război care o să fie vreodată pe această insulă. Probabil, dar nici ei nu știu cu cine au de-a face. O să ne mai trebuiască oameni, asta e 100% sigur. În momentul ăsta 100% Kenz e vulnerabil, dar avem o mică mare problemă. Nu prea mai avem la mână cu nimic, deja... Da. Domnule, eu cred că l-avem la mână cu ceva mare. I-ați omorât fratele, singurul lui frate. Era singurul lui frate. Și nu pot să vorbesc, Scrim, nu pot. Ți-am zis, nu știu ce s-a întâmplat acum 12. Și acum, domnule, ce o să facem? Că mai avem ce să mai facem. Nu pot să vă zic să ne apărăm aici, sau să atacăm. Nu pot, efectiv. Nu contează, Scrim, ce vom face acum, dar problema noastră mai mare e că Kenz n-avea de unde să știe unde avem ascunzătoarea. N-avea de unde să știe unde l-avem pe fratisul. Deci unul dintre noi de aici ne-a trădat. Nu prea cred că e dintre noi și ar putea fi oricine. Domnule, eu zic să nu vă bateți capul cu ei, mă ocup eu de ei. Dumneavoastră să... Ar putea să fie chiar el, Scrim. Ăsta musculos care nu mai știu numele, că lucrez pentru mine de 10 ani. Chiar și tu. Ce e drept și ce e de știut e că am început un mare război, Scrim, și cel mai nașpe e că avem un trădător printre noi. Nu știm cine e.